Eveniment de amploare la școala numărul 20 Tudor Vladimirescu din Pitești, prilejuit de organizarea Zilei Porților Deschise. Tradiționala manifestare a cuprins un recital susținut de grupul Folk pe 620 al Centrului Cultural Pitești, sub îndrumarea cantautorului Tiberiu Hărăguș, și o expoziție cu vânzare de articole confecționate de elevi. Mai mult, conducerea școlii 20 a invitat reprezentanți ai grădinițelor din Pitești împreună cu preșcolari și părinților pentru a prezenta oferta educațională a modernei instituții de învățământ. Inițiativa a venit ca un răspuns la solicitările preșcolarilor din cartier, dornici să vadă cum arată școala noastră. Din această inițiativă am dezvoltat și am încercat să organizăm o zi specială, o zi a porților deschise în care părinții, în care, așa cum am spus, preșcolarii, în care reprezentanții inspectoratului școlar, ai primăriei, ai mass media să vină, să vadă la propriu cum își desfășoară activitatea, unitatea noastră școlară. În cadrul acestor activități subliniem expoziția cu vânzare, subliniem concertul dat de grupa P620 din Pitești, care chiar în acest moment îi încântă și le cântă copiilor din unitatea noastră școlară. Mă numesc Dobrescu Adela, sunt în clasa 8-a. Îmi place foarte mult școala, este chiar, pot să spun, foarte modernă, totul este nou. Profesorii sunt foarte drăguți, amabili, ne înțeleg, colegii la fel, ne înțelegem. Iar materiile sau materiile preferate? Materiile preferate, engleza, matematica, română, toate sunt. Ce carieră ai vrea tu să urmezi în viață? Medicina, aș vrea foarte mult. Suntem invitați de către domnul director Georgescu să participăm la o acțiune foarte frumoasă, Ziua Porților Deschise. Noi am avut copii an de an care au fost formați de această instituție de elită. Suntem foarte mulțumiți de încadrarea de la această unitate și colaborăm extraordinar de bine. Acum părinții sunt pe hol și vizionează oferta educațională. Mă numesc Marina Scălena Adina. Da, și de la ce grădiniță vii tu? La grădinița numărul 6. Și ai venit acum la școala 20. Te interesează să vii aici la școală? Ai vrea să înveți aici, din toamnă? Da? Ia spune-mi, cum îți place școala? Ce ți-a plăcut aici mai mult și mai mult? Sala de sport, pentru că mie îmi place mult să fac sport. Da? Și ai vizionat puțin și spectacolul de afară, de muzică folk. Da. Ți-ar plăcea să cânti și tu muzică folk? Da? Și spune, ce îți dorești tu de la această școală când vei veni să înveți aici? Îmi doresc să învăț bine. Cum te cheamă? Alex. Da? Și ce faci tu, Alex, aici la școală? Ce? În excursie. Și îți place în excursie la școală aici? Da? Da. Când te vei face puțin mai mare, ai vrea să vii să înveți aici? Ziua Porților Deschise la școala numărul 20 a mai cuprins un concurs al bunelor maniere și un concurs de karaoke. Băi, ce mai jucam? Și ce mai cântam?